Handbaliștii suceveni au plecat joi spre Constanța cu gândul la cele 3 puncte. Ne așteaptă poate cel mai greu meci pe care l-avem de disputat până la baraj, dar trebuie să-l câștigăm dacă avem pretenții de promovare în Liga Națională. Trebuie să ne mobilizăm pentru a evita vreo surpriză neplăcută, așa cum s-a întâmplat la Buzău. Farul este o echipă puternică pe linia de 9 metri, o echipă care joacă un handbal bun, cu mult peste HC Buzău, a declarat antrenorul Adrian Chiruț. Formația suceveană nu va putea miza pe Spiridon, Vele și Acatrinei, toți trei fiind accidentați. În meciul direct din turul campionatului, CSU Suceava s-a impus în sala LPS în fața celor de la Farul Constanța cu scorul de 35-24. În altă ordine de idei, la barajul de promovare în Liga Națională, CSU Suceava va întâlni ocupanta locului secund din seria de vest a Diviziei A și o echipă din Liga Națională. Al doilea adversar se va decide pe 23 mai, prin tragere la sorți, între ocupantele locurilor 12 și 13 din primul eșalon.